fază procedura legală, adică merge la promulgare, în vederea am scrie dacă și acest pas va trece, va fi scrisă maxim 2 zile, cum spune legea, retransmisă și scrie 2-3 zile, în monitorul oficial poate fi făcută și monitorul mai scurt. Ne vom conforma cu legii respective și considerăm situația acestei legi ca un răspuns, să zicem, la un titlu de pe o importantă gazetă din Pitești, că biobaza noastră este foarte bine că o avem, este binevenită, este un loc tampon de care avem nevoie, nu este un hotel neapărat, zicea domnul Alina, acolo scria mare, că e un hotel pentru câini. Este binevenită pentru că nu putem duce nici în școli, nici acasă, trebuie să ducem undeva. Ia un termen de adopție, de înregistrare și e foarte bine că o avem. Cei care nu au avut și au început procedurile, au început în țară, care nu au astfel de biobaze sau de locații, să și le construiască. Noi, deci, vom fi fermi și hotărâți ca să acționăm în spiritul legii, dar mai ales pentru faptul că nu mai trebuie să existe câini pe stradă. Și este aici o studie extraordinar de mare iubitoare de câini, care nu vreau să-i spun numele și să uită mai rău nici în lege. Și să uită și nu pot să spun că nu este o, mă rog, un apetit sau ceva, o pornire a cuiva, dar trebuie să respectăm legea să mai fie câini pe stradă. Știți ce se întâmplă? Și acum pericolul cel mare și cei care, în ultimul timp, insistă foarte mult în problema câinilor și observați că la București sunt biciclistii care la București, la momentul acesta, cer demiterea sau demisia primarului general al capitalei fiind bicicletă. Că sunt agresați de către câini și eu, în adevăr. Și eu, mai bicicletă, aș merge mai mult dacă aș avea timp, dar mai mult din când în când, dar se întâmplă tuturor, ai trebuit până un câine, te face să pedalezi, dar este cu plină. Și o să spun ceva despre chestia de bicicletă, pentru biciclete. Și deci asta este cum acționam conform legii și în special împotriva efectiva grupurilor mari de câini, a haitelor și a celor periculoși. Acum am început preventiv, avem informații, nu știm, dar poate și dumneavoastră să cunoașteți că trăim în aceeași urme. Cam multe, nu să nu zic persoane, că n-am unde îi ascunde acum conform legii, trebuie să-i duci undeva unde să-i supraveghezi dacă mergi în procedura de adopție, să nu fie liber și foarte bine vom, dacă legea spune așa. Deci chiar vom da toate avizele în acest sens. Dar merg în multe unități, instituții, genul ăsta care își duc câini în curte și închid, am auzit chestii. Vom vedea dacă se întâmplă așa. Pentru că nici ei, dacă au câini de pază, nu știu, în parcări sau în unități școlare, în unități nu știu de care, în unități militare, societăți comerciale, trebuie să-i țină asigurația să-l cât să nu poată să iasă pe stradă, să nu fie slobozit.